Bună ziua! Bine ați venit la evenimentul de astăzi online. Astăzi prezentăm rezultatele evaluării impactului planului sectorial de acțiune anticorupție în domeniul protecției mediului pentru anii 2018-2020. Deci e vorba de un raport de evaluare. Raport care a fost elaborat de către Expert Group cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, în cadrul proiectului Luptă cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova, implementat cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. Înainte de a trece nemijlocit la discuții și la prezentarea raportului, vreau să menționez că este un eveniment în care beneficiem de traducere, deci cei care doresc să beneficieze de traducere în engleză, este butonul Interpretation jos în platformă și vă rugăm să selectați limba preferată de lucru. Înainte de a prezenta acest raport, aș vrea să ofer cuvânt doamnei Lidia Chirioglu, șefa interimară a Direcției Generale Prevenirea Corupției. Chirioglu, vă rugăm. Bună ziua! Vă salut și vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației de a participa la evenimentul de astăzi, și anume evenimentul de prezentare al raportului de evaluare al impactului Planului Sectorial de Acțiune Anticorupție în domeniul protecției mediului pentru anii 2018-2020. Elaborat de către Asociația Obștească, Centrul Analitic Independent Expert Group, cu suportul proiectului Luptă cu corupția prin consolidarea integrității durabile în Republica Moldova, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Centrul Național Anticorupție, susținut financiar de către Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei. Pornind de la premisa că adesea impactul unor documente de politici naționale nu se materializează suficient la nivel sectorial, local și la nivelul contactului cetățeanului cu prestatorul de servicii, Strategia Națională de Integritate și Anticorupție prevedea elaborarea și implementarea planurilor sectoriale de acțiune anticorupție în domeniile identificate ca fiind vulnerabile, printre care se regăsește și protecția mediului ambient. Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul protecției mediului a stabilit drept obiectiv de sector consolidarea integrității, responsabilității, transparenții și a rezistenței față de riscurile de corupție în rândurile funcționarilor publici angajați în cadrul autorităților administrative și instituțiilor publice din sectorul de mediu, într-o asigurare a unor rezultate cuantificabile și durabile. Astfel, în vederea evaluării evoluției atingerii rezultatelor scontate stabilite pentru fiecare prioritate a planului de acțiuni, a fost inițiat acest amplu exercițiu de evaluare a impactului planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul protecției mediului, în baza unei metodologii de evaluare care evidențiază clar regulile și algoritmul general aplicat în procesul de evaluare. Raportul audiat astăzi prezintă rezultatele procesului de evaluare, atât din punct de vedere al progresului implementării planului sectorial, cât și al impactului acțiunilor realizate în perioada 2018-2020. Totodată, raportul setează inclusiv și un șir de concluzii și recomandări ca rezultat al evaluării efectuate, care pot servi drept stimulent adițional pentru autoritățile publice într-o dezvoltare și consolidare integrității instituționale a entităților de profil și reducerea corupției în domeniul protecției mediului. Totodată, aș vrea să menționez că opiniile prezentate în raport aparțin autorilor și nu reprezintă neapărat poziția PNUD-ului și a instituției solicitante sau a celei finanțatoare. Și nu în ultimul rând, aș vrea să reiterez că acest vast exercițiu nu ar fi fost posibil, desigur, fără implicarea echipei proiectului PNUD, Lupta cu corupția prin consolidarea integrității durabile în Republica Moldova, cărora le aducem sincere mulțumiri, precum și experților din cadrul Asociației Obștești, Centrul Analitic Independent Expert Group, care au elaborat acest raport.
Încurajez, de fapt, implicarea dumneavoastră în discuții, inclusiv în vederea elucidării tuturor neclarităților care vor apărea, la sigur, referitor la informația relatată de către autorii acestui raport. Eu vă mulțumesc încă o dată și vă doresc succes în continuare. Vă mulțumim, doamna Chirioglu, și sperăm că rezultatele și recomandările din acest raport vor fi luate în considerație de către CNA. Din păcate, sectorul mediului este încă de lucru pentru CNA și vom prezenta în acest raport mai multe detalii în acest sens. În continuare, vreau să ofer cuvânt doamnei Olesia Perean, specialistă programe guvernare efectivă din cadrul PNUD Moldova. Doamna Perean, vă rugăm aveți cuvântul. Bună dimineața, dragi participanți și participante! Mă bucur să văd că avem o prezență destul de solidă la acest eveniment și asta înseamnă că chestiunile legate de mediu și de asigurarea integrității și lupta cu corupția sunt printre prioritățile sau preocupările societății moldovenești. În general, aspectele ce țin de mediu sunt parte integrantă a agendei 20 de dezvoltare 2030. Aspectele de mediu pot fi regăsite direct în anumite ODD-uri, cum ar fi obiectivul de dezvoltare durabilă 6, care se referă la apă și sanitație, 7, care face referire la energie accesibilă și curată, 12, 13 și așa mai departe. Dar în același timp, aspectele de mediu formează și o prioritate transversală a agendei 2030, influențând sau având un potențial de a influența implementarea unor ODD-uri care nu neapărat se referă direct la mediul înconjurător și schimbările climatice. Și în acest sens putem să menționăm ODD-ul 1, care se referă la viață fără sărăcie, 2, zero foame, 3, sănătate și așa mai departe. Din acest punct de vedere, implementarea eficientă a politicilor de mediu ar trebui să formeze o prioritate pentru toate guvernele naționale, inclusiv pentru Republica Moldova. Iar o politică de mediu care implementarea căreia este afectată de o integritate slabă sau este afectată de lipsa mecanismelor de combatere a corupției în implementarea acestor respectivelor acțiuni, nu poate fi una eficientă. Sunt încrezătoare că raportul care va fi prezentat astăzi va contribui la identificarea lacunelor în sectorul de mediu, care sunt determinate de mecanismele slabe de asigurare a integrității, prevenire a corupției și va oferi informații pentru decizii respectiv informate la formularea ulterioară a politicilor sectoriale de mediu, astfel încât acestea să fie mai puțin influențate sau impactate de problemele de integritate și să contribuie, de fapt, la o dezvoltare durabilă a societății noastre, inclusiv prin prevenirea schimbărilor climatice și a degradării mediului. Vă mulțumesc mult și succes! Mulțumim! Da, deci acum putem să trecem nemijlocit la prezentarea concluziilor acestui raport. Deci o să rog colega Tatiana Sava să ruleze prezentarea. Eu voi începe relatând pe scurt care a fost metodologia. Tatiana, dacă e posibil full screen, da, mersi. Deci care este metodologia acestui studiu pentru a prezenta, pentru a înțelege că ne-am bazat pe un cadru metodologic în care am încercat să limităm la maxim deci discreția și să ne bazăm pe o analiză
obiective, deși a fost un exercițiu destul de provocator, având în vedere că majoritatea acțiunilor și indicatorilor în general a fost greu de cuantificat. În pofida acestui fapt, cred că am reușit o evaluare obiectivă a raportului, deci în total au fost evaluate. Evaluarea a avut loc la trei nivele: acțiuni, rezultate și impact. Deci pentru cele 33 de acțiuni din plan a fost prevăzută o grilă de evaluare din trei nivele de calificative. Acțiune realizată, deci evident dacă indicatorii au fost pe deplin realizați și dacă acțiunea a fost nemijlocit implementată. Acțiune parțial realizată, deci vorbim despre cazurile când fie a fost elaborată o lege și nu a reușit să fie promovată, fie au existat blocaje din partea altor instituții, dar cumva instituția de bază și-a realizat responsabilitatea. În acest caz am atribuit calificativul acțiune parțial realizată și acțiunile nerealizate, cele care au rămas practic fără progres, careva progres. La nivel de rezultate, deci am prevăzut o scară de 5 calificative, deci vedeți în slide, deci vorba de progres semnificativ, moderat, lipsă de progres, regres moderat și regres semnificativ. Și a fost evaluat și obiectivul general al planului, dar și cele 4 ținte ODD, care au fost prevăzute în plan. După aceeași scară de calificative care a fost prezentată în cadrul rezultatelor. Deci sursele de informație pentru evaluare au fost rapoartele și documentele prezentate atât de către instituțiile publice, în primul rând e vorba de minister, și alte instituții publice de resort, dar și rapoartele prezentate de către alte organizații non-guvernamentale, care la fel au făcut evaluări în acest sens. Au fost elaborate o serie de interviuri și focus grupuri și mulțumim pe această cale tuturor celor care au participat la aceste interviuri și focus grupuri. Mulți din ei sunt prezenți, observ, la acest eveniment. Cu siguranță, contribuțiile dumneavoastră și comentariile dumneavoastră au fost foarte valoroase în procesul de evaluare și noi am luat în considerație comentariile care au fost. Deci am discutat și cu mediul privat și cu mediul academic și cu societatea civilă și evident cu instituțiile publice care au fost direct responsabile de implementarea acțiunilor din plan. A fost distribuit și un chestionar online. Evident că nu vorbim despre o chestionare, despre un sondaj reprezentativ, dar oricum a fost un chestionar online în care au participat 34 de persoane și la fel am primit contribuții destul de valoroase pentru procesul de evaluare și mulțumim celor care au participat la această evaluare. Perioada de evaluare a fost iunie-septembrie anul curent și la fel trebuie să menționez că raportul în versiune preliminară a fost expediat tuturor părților care au fost consultate în acest proces, deci toate părțile relevante. Pentru comentarii, deci am dorit să obținem o validare acestui raport până a fi prezentat în mod final. Deci, mesajele cheie a acestui raport sunt următoarele. Deci, în primul rând, planul, noi am concluzionat că a avut un caracter mai mult formal, fără a exercita un rol vizibil de planificare strategică. Cu alte cuvinte, și fără acest plan, instituțiile responsabile de acțiunile din acest plan oricum erau să implementeze mare majoritatea acțiunilor planificate. În plus, au fost două constrângeri majore care au explicat un progres
sub așteptări în raport cu acest plan. În primul rând a fost acea instabilitate politică cu schimbarea trei guverne, care evident a afectat mersul reformelor și mersul implementării acțiunilor din plan. Și în al doilea rând, în rezultatul comasării ministerelor, Ministerul Mediului cu Ministerul Agriculturii, noi am remarcat o deprioritizare a obiectivelor de mediu pe agenda politică. Obiectivele de mediu în mod vizibil au fost retrogradate în ierarhia priorităților de politici. Practic, mediul nu a fost o prioritate vizibilă, o prioritate clară până acum. Și aceasta iarăși a subminat mersul implementarea acestui plan. O altă constrângere a fost faptul că deci capacitățile instituționale și umane ale instituțiilor de mediu au fost destul de slabe și această problemă a perpetuat fără careva îmbunătățiri. Și la fel am remarcat o comunicare interinstituțională foarte slabă, care a subminat eforturile anticorupție. Un simplu exemplu este schimbul de informații dintre Agenția de Mediu și Inspecția și Inspectoratul Ecologic de Stat privind documentele cu caracter permisiv emise de Agenția de Mediu și în general. Deci e absolut evident că lupta anticorupție eficientă trebuie să fie bazată pe un schimb de informații și comunicare strânsă între instituții. Acest lucru nu l-am observat în sectorul de mediu. Și drept rezultat am observat și din mass media și din discuțiile cu sectorul privat că deseori instituțiile de mediu au fost în mijlocul mai multor scandaluri legate de corupție, deseori instituțiile de mediu sunt percepute de către, în special de către sectorul privat, drept instituții vulnerabile, într-adevăr, din punct de vedere a corupției. Și nu în ultimul rând, toate aceste constrângeri au afectat și întreaga eficacitate a instituțiilor de mediu, deoarece noi observăm că pe lângă problemele de corupție, în general se observă carențe privind indicatorii de mediu. Și atunci când indicatorii de mediu sau mare lor majoritate fie stagnează, fie înregistrează regres, evident vorbim în primul rând despre o eficacitate redusă a instituțiilor de mediu și corupția joacă un rol critic în acest sens. Drept rezultat, deci, din cele 33 de acțiuni din plan, deci 14 acțiuni au rămas nerealizate, 12 acțiuni au fost realizate parțial și doar 7 acțiuni au fost realizate. S-a înregistrat un progres cu adevărat care trebuie remarcat la capitolul elaborării legislației și cadrului regulator primar, deci legislația primară, însă au rămas probleme la capitolul legislației secundare și la implementarea acesteia, iar cel mai mare regres a fost observat deci, la rezultatul 4, care ține de transparența decizională și accesul la informație în domeniul mediului și noi înțelegem foarte clar că atunci când nu există transparență, există spațiu foarte mare pentru corupție. Eu în continuare voi oferi cuvânt colegii Tatiana Sava, care a lucrat plenar la acest studiu și va prezenta în detaliu deja rezultatele evaluării. Tatiana, te rog. Bună ziua, dragi colegi! Din toată experiența mea de până acum, un raport pe care să fim
mai de acord pe concluzii și să-l consultăm, să lucrăm cu principalii agenți responsabili de starea mediului, de fapt, în țara noastră. Mai rar așa o colaborare. Din ceea ce spunea și colegul meu, Adrian, mai devreme, acest raport a fost consultat, iar vreau să spun toate recomandările făcute de către MDRM, de către inspectorat, au fost luate în considerare, dar la fel noi nu am fi putut să elaborăm acest raport fără o consultare extinsă a instituțiilor vizate sau responsabile de implementarea acestui plan, pentru care țin încă o dată să le mulțumesc. Eu aș vrea să vedem acest plan ca un punct de început pentru o nouă revizuire a atenției sau locului pe care mediul are în agenda de guvernare pe parcursul următorilor ani. Aș vrea să revedem acest plan ca un punct de pornire pentru revizuirea finanțării acestuia și, în general, ca prezență în discursul public. Acum, acest plan are priorități. Pentru cele patru priorități urmau să fie realizate prin atingerea unor rezultate, iar la atingerea rezultatelor trebuiau să contribuie acțiuni concrete care țineau fie de modificarea cadrului legal, fie de îmbunătățirea practicilor de integritate, fie chiar de crearea cadrului de integritate în acest sector. Și vreau să vă spun că acest lucru este destul de complicat, mai ales atunci când o începi de la zero, neavând o înțelegere mai bună a acestui subiect sau fiind făcut în premieră sau în condiție de a reformei administrative care a avut loc în anii trecuți și acum sării instituțiilor și o schimbare să spunem, responsabilităților extremă pe parcursul ultimilor ani. Și deci, pentru realizarea priorității numărul 1, care se referă la eficientizarea cadrului instituțional în sectorul de mediu, pentru asigurarea integrității autorităților, instituțiilor și activităților legate de mediu, noi trebuiau să fie atinse 4 rezultate. Rezultatul 1, ce ține de asigurarea sau crearea unui cadru normativ în domeniul protecției, care este perfecționat, care este ușor, eficient și ușor de aplicat. În primul rând, și pentru a elimina ambiguitățile și carențele imperfecțiunilor care au fost anterior înregistrate. Rezultatul numărul 2 se referea la instituțiile de mediu care își desfășoară activitatea în mod eficient, care rezultat al reorganizării și delimitării funcțiilor exercitate și consolidării tehnico-materiale. După cum vom vedea mai departe, acest lucru a fost posibil abia în ultimii 2 ani, dat fiind faptul că delimitarea finală a responsabilităților, de exemplu, pentru Agenția de Mediu, a avut loc în aprilie 2019. Același lucru este valabil pentru Inspectoratul de Mediu. Este și destul de complicat, a fost destul de complicată delimitarea responsabilităților la nivel de politici, la nivelul ministerului, dar despre asta mai târziu. Rezultatul 3 a înregistrat un progres moderat. El se referă la faptul că autoritățile și instituțiile de mediu au implementat și aprobat instrumentele de asigurare a activității și un progres, rezultatul numărul 4 care a înregistrat un regres moderat, ține de faptul că instituțiile de mediu activează specialiști pregătiți profesional și integri. Progresele, după cum vedeți, grila de culori este una
să spunem așa, indicative. Avem un progres moderat pentru rezultatul numărul 1, ce ține de cadrul normativ, rezultatul numărul 2, care are un regres semnificativ pe partea de delimitare a funcțiilor și exercitarea funcțiilor într-un cadru tehnico-material complet. Avem un regres, progres moderat pe rezultatul numărul 3 și un regres moderat la rezultatul numărul 4 atunci când discutăm despre faptul dacă în instituțiile de mediu activează specialiști pregătiți profesionali și integri. Doar ca să aveți o imagine mai clară, prioritatea numărul 1 trebuie asigurată de implementarea 7 acțiuni. 5 din acestea au fost parțial realizate, 2 din acestea au fost realizate în complet. Și ce a însemnat aceasta din perspectiva implementării rezultatelor? Păi, la nivelul legislației primare, cadrul normativ de mediu este într-o continuă perfecționare. El se apropie tot mai mult și mai mult de acquis-ul european și de angajamentele pe care ni le-am luat prin semnarea acordului de asociere. Avem o serie de legi extrem de importante care au fost adoptate în această perioadă și în special vreau să menționez legea numărul 209 din 2016 privind deșeurile, modificarea legii apelor, după care mai au fost să spunem așa, elaborate și trimise modificările pentru codul silvic, legea protecției aerului atmosferic, legea privind organismele modificate genetic. Ele au fost avizate și aprobate de guvern, au fost transmise spre examinare Parlamentului, însă ele nu au fost aprobate în Parlament din cauza alegerilor parlamentare sau din cauza tergiversării procesului decizional la nivel de Parlament. Despre asta ne refeream și atunci când discutam de ce noi considerăm unele acțiuni parțial, ca fiind parțial realizate sau realizate. Aici guvernul, aici agențiile, aici cei care au fost responsabili și au făcut într-adevăr foarte bine treaba, însă sunt anumite rezerve și anumite întârzieri la nivelul Parlamentului. Acum, dacă este să vorbim despre rezultatul numărul 2, unde a fost înregistrat un regres semnificativ pe partea, și asta ține anume de delimitarea funcțiilor interinstituționale, după cum am spus, odată cu reforma din 2017, a fost comasat Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Ministerul Mediului. Acest lucru a dus la întârzieri semnificative, atât de proces, cât și pe partea de responsabilități în sectorul de mediu, care de fapt o se reflectă în calitatea mediului, dacă este să o luăm așa. Dacă este să vorbim despre rezultatul numărul 3, prin care agențiile sau instituțiile de mediu au un cadru de integritate, atunci au fost făcuți anumiți pași și au fost desemnați responsabili de acțiuni de integritate și anticorupție în cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în cadrul agenției de mediu. Trebuie să recunoaștem că este dificil să apreciem funcționalitatea sau impactul acestor acțiuni realizate. Dar în același timp trebuie să constatăm că alte instituții subordonate, ca Agenția Apelor Moldovei sau Moldsilva, nu a inițiat nicio procedură în acest sens. Iar având în vedere faptul că primele două instituții menționate au funcționat în cadrul unei reforme organizatorice, în cadrul unui proces extrem de dificil de delimitare a responsabilităților, spre deosebire de Apele Moldovei și Agenția Moldsilva, nu avem o explicație de ce aceste instituții nu au inițiat nicio procedură în acest sens,
De ce aceste instituții nu și-au îndeplinit responsabilitățile cu referire și la cadrul legal primar și secundar? Și ce s-a întâmplat, de fapt, la acest capitol în cadrul lor, în cadrul instituțiilor? Acum, dacă este să vorbim de rezultatul 4, acest rezultat pe partea de presupune că trebuie să avem profesioniști în domeniu. În linii mari, evaluarea gradului de profesionalism poate să fie măsurat prin o evoluție bună sau o evoluție mai bună a indicatorii de mediului, de calitate a mediului. Și dacă ar fi să analizăm din această perspectivă activitatea instituțiilor, atunci constatăm că cu regret că nu este un regres modest la acest capitol, mai ales din perspectiva calității mediului. Dar în același timp, noi nu putem să nu atragem atenția eforturilor de școlarizare, eforturilor de capacitare a personalului din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Noi nu putem să nu atragem atenția asupra eforturilor de profesionalizare și de îmbunătățire a cadrului din partea fostului MEA-DRM. În același timp, există problema care a fost descrisă și în rapoartele guvernului la acest capitol, fluctuația cadrelor, salariile mici și un cadru tehnico-material absolut neadaptat realităților actuale. Acum, despre ce aș mai vrea să vorbesc, în special la acest capitol. Vreau să vă zic că factorii de influență pentru un progres atât de modest la prioritatea numărul 1 ține în special de faptul că actele normative continuă să fie incomplete, unele sunt depășite de timp și necesită adaptarea la realitățile economice și de mediu actuale. Situația este un pic haotică la acest subiect și facilitează abuzurile, pe partea de, în special pe partea de utilizare a resurselor naturale. Când vorbim despre procesul de eliberare a actelor permisive, există o marjă mare de interpretare, având în vedere lipsa unor instrucțiuni clare și detaliate privind analiza dosarelor și completarea actelor permisive. Aici vreau să vorbesc că, deși există un ghișeu unic, acest ghișeu unic nu funcționează conform principiilor inițiale descrise și conform funcției acestuia. Rețeaua de monitoring a calității mediului este slab dezvoltată, fără o analiză argumentată despre necesitățile de amplasare a stațiilor de monitorizare a indicatorilor de mediu. Indicatorii monitorizați sunt acreditați într-un număr limitat, sub pretextul legislației în vigoare, dar și sub pretextul lipsei resurselor financiare, despre asta o să discutăm un pic mai departe. Controlul implementării legislației de mediu se exercită selectiv, existând și perioade foarte lungi de moratoriu și control. Au existat 2 ani în perioada implementării acestui plan anticorupție, unde foarte multe din jumătate din acțiunile acestui plan prevedeau implementarea acțiunilor de control și de monitorizare, au existat perioade extrem de lungi de moratoriu. Ne mai referim și la faptul că măsurile de contravenție sunt permisive pentru contravenienți, ceea ce facilitează abuzurile din partea agenților economice și a populației, și instrumentele economice care ar modela comportamentul consumatorilor sunt insuficiente, depășite sau abuzate. Spre exemplu, Fondul Ecologic Național, despre asta la fel discutăm un pic mai târziu. Dacă este să vorbim despre prioritatea numărul 2, discutând despre eficientizarea procesului de gestionare a resurselor naturale și a resurselor financiare destinate protecției mediului, după cum am spus,
un pic mai devreme, drept concluzia generală este că cadrul normativ este depășit de timp și de necesități. Este unul permisiv pentru contravenienți. La fel, nu există pârghii nici economice, dar nici de control și monitorizare din partea instituțiilor responsabile pentru a face acest lucru, mai ales în perioadele extinse de moratoriu. Dacă este să discutăm pe partea de progrese sau pe fiecare dintre rezultate, prioritatea numărul 2 trebuia atinsă prin realizarea 4 rezultate. Primul ce ține de măsura de reducere a impactului antropogen asupra resurselor naturale și a mediului înconjurător implementate, unde avem o lipsă de progres. Avem rezultatul numărul 2, un sistem eficient de autorizare, amendare, sancționare aplicat pentru combaterea contravențiilor de mediu, unde la fel înregistrăm o lipsă de progres. Cu regres moderat avem rezultatul numărul 3, ce ține de resursele financiare alocate activității de protecție a mediului, care să fie și ele gestionate în mod transparent, eficient și disciplinat într-un mod conform cel puțin a legii, dacă nu celor mai bune practici, dar avem și aici un regres moderat și avem un regres semnificativ în ceea ce ține de activitatea Fondului Ecologic Național, care ar fi trebuit să fie reorganizată și eficientizată. Acum cu mai multe detalii, având în vedere regresul înregistrat la indicatorilor de calitate a mediului, nu putem spune că au fost realizate toate măsurile de reducere a impactului antropogen asupra resurselor naturale și asupra mediului, mai ales în condițiile în care avem acte normative care sunt incomplete, avem nu doar cadrul secundar, dar cadrul primar extrem de, să-i spunem așa, care nu este relevant și nu este relevant din mai multe perspective. Atunci când discutăm despre reducerea impactului antropogen, avem doi actori, avem guvernul care ar trebui să încerce să-și maximizeze profiturile, să-i spunem așa, veniturile din activitatea de exploatare a resurselor naturale și avem agentul economic care trebuie să se creeze niște condiții suficient de bune, astfel încât el să fie interesat de această activitate economică. Ei bine, dacă este să vorbim despre resursele de apă, despre resursele de sol, de subsol, resursele minerale, în special, noi codul subsolului și cadrul normativ primar și general acest capitol nu a fost înnoit în ultimii 20 de ani, cu mici excepții, și alea având un efect fragmentar. Acum, dacă este să vorbim despre sistemul eficient de autorizare, amendare și sancționare aplicat pentru combaterea contravențiilor de mediu, și dacă el ar fi fost implementat, noi am fi avut un impact absolut pozitiv asupra indicatorilor de mediu, însă în urma analizei mai multor rapoarte putem spune că acest sistem necesită a fi perfecționat, iar riscurile de corupție care persistă trebuie eliminate. Rapoartele consultate țin atât de documente interne ale instituțiilor consultate în acest raport, dar și rapoartele Centrului Național Anticorupție, care în 2020 a publicat două analize sectoriale extrem de importante pe utilizarea apelor, resurselor de apă și resurselor minerale la noi în țară. Vreau să atragem atenția cadrului de finanțare pentru asigurarea priorităților de mediu și vreau să discut din start că există niște riscuri inerente pentru corupție în sectorul de mediu, pentru că atunci când discutăm despre politicile de alocare și acumularea resurselor financiare,
Sunt combinați o serie de factori de corupție care fac monitorizarea extrem de dificilă. În primul rând, acest subiect ține de mai mulți actori, de o multitudine de actori. În al doilea rând, acest proces ține și de asigurarea protecției datelor cu caracter personal. Iar dacă noi am dori să aflăm exact câți bani contribuie un agent economic care își desfășoară activitatea economică în sectorul exploatării resurselor naturale, atunci acest lucru ar fi extrem de dificil de făcut în condițiile actuale, pentru că datele sunt disponibile sau ele nu sunt publice, dar sunt disponibile cu date cu caracter personal. În al doilea rând, discutăm despre sume mari de bani care trebuie gestionați de actori multipli în agricultură, în dezvoltarea regională, activitatea economică. Fiecare dintre sectoarele are sau nu are reguli clare a modului în care afectează mediul și contribuie la corupția din acest sector. Și să nu uităm de limbajul care este extrem de tehnic și care nu este înțeles de cei din afara sectorului. Un exemplu în acest sens este gestiunea banilor de mediu, se ocupă instituții complexe ca fostul Minister al Economiei și Infrastructurii, MEDRM, AIPA și unități de implementare care la rândul lor au mecanisme complete de plată. În aceste condiții este extrem de complicat să analizăm care sunt riscurile de corupție, pentru că ele sunt tehnice și specifice fiecărui domeniu în parte, însă nu au fost înregistrate pe parcursul anilor decât la fel fragmentar mecanisme sau nu au fost cel puțin îndeplinite cerințele legale de publicare a datelor financiare pe acest sector, conținând și indicatori non-financiari. Acum, țara noastră este o țară care se află care este afectată cu regularitate de crize climatice. Fie că este vorba de înghețuri, fie că este vorba de secetă, și avem o serie de cheltuieli cu caracter urgent. În condițiile de, mai ales atunci când discutăm de lipsa unui cadru legal, mai ales atunci când discutăm de un mecanism extrem de complex de plată, există riscul ca aceste cheltuieli, ca caracterul urgent al cheltuielilor de mediu să comporte și anumite riscuri de corupție. După cum am vorbit un pic mai devreme, instrumentele economice care ar modela comportamentul consumatorilor sunt ineficiente, depășite sau abuzate. Una din acțiuni sau câteva acțiuni dedicate se refereau la funcționarea Fondului Ecologic Național. Și dacă este să facem o concluzie scurtă, acest instrument economic pentru a finanța proiecte de protecție a mediului, având scopul atingerii obiectivelor și indicatorilor trasați în documente de politici naționale, a fost abuzat prin practici clientelare, prin practici lipsite de transparență, lipsite de consultare, în lipsa unei platforme de consultare și în lipsa transparenței financiare de care ar fi trebuit să discutăm, mai ales în condițiile în care suma de bani cheltuită pentru Fondul Ecologic Național este una semnificativă. Mai jos și în raport am inclus repartizarea proiectelor noi aprobate în perioada ianuarie-iulie 2021, conform apartenințe politice ale beneficiarilor, și putem cu un grad înalt de încredere să spunem că practicile clientelare sunt sau beneficiază anume de lipsa unui cadru funcțional al Fondului Ecologic Național,
iar întârzierile pe aprobarea unui nou cadru de funcționare acestuia pot să fie, ar putea fi și cu rea credință din partea instituțiilor vizate. Prioritatea numărul 3 ține de eficientizarea cadrului instituțional în sectorul de mediu în vederea asigurării integrității autorităților, instituțiilor și activităților legate de acest sector. La realizarea acestei priorități au contribuit 3 rezultate, 2 din care cu progres moderat și unul cu un regres semnificativ. Rezultatul 1, de exemplu, ce ține de controlul de stat în domeniul mediului înconjurător, care ar fi trebuit să fie realizat în baza unor analize și criterii de risc în conformitate cu metodologiile și instrucțiunile de control care sunt aprobate pentru acest sector, a înregistrat un progres moderat. Deci am zis că este un progres moderat și nu un rezultat îndeplinit în totalitate sau 100%. Acest progres moderat se datorează faptului că, deși există niște metodologii extrem de bune și instrucțiuni de control care sunt aprobate, în baza cărora ar putea să fie executat controlul de stat în domeniul protecției mediului înconjurător, atunci el este foarte bun la nivelul cadrului legal primar și există încă lacune semnificative în ceea ce privește cadrul general secundar, dar mai ales partea acestea, partea de instrucțiuni de control, să spunem așa, și modul în care funcționează, în care este implementată această metodologie și instrucțiuni de control la nivel instituțional. Câteodată, sau deseori, acest lucru este, să spunem așa, limitat de activitatea instituțională sau de comunicare deficientă a instituțiilor, instituțiilor de mediu, în special o comunicare destul de deficitară între Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Agenția de Mediu. Un regres semnificativ a fost înregistrat la rezultatul numărul 2, partea de contravenții și infracțiunile de mediu care ar trebui să fie depistate și contracarate și penalizate. Aici noi nu putem, în primul rând, principala problemă care a existat până acum, până în 2019, dar aici discutăm de 3 ani, de, nu de inactivitate, dar de activitate ineficientă, ține de reforma care a avut loc la nivel instituțional și a modului în care au fost revăzute responsabilitățile între instituții, între agenții de mediu și între inspectorat. A doua parte ține de faptul că acest sistem SMP nu este nu că nu este funcțional, dar există o problemă de comunicare și o problemă la nivel instituțional la Agenția de Mediu în ceea ce privește înregistrarea tuturor tipurilor de autorizații care au loc cu întârziere, iar pe parcurs Inspectoratul de Mediu poate fie face exces de zel, fie scăpa chiar într-adevăr din vedere unele acțiuni de mediu cu, care ar putea prejudicia destul de serios mediul sau o situație afectată. Un progres moderat a fost înregistrat pe partea capacitării inspectorilor de mediu care ar trebuie să fie profesioniști și integri și își îndeplinesc în mod eficient misiunile de control. Și aici vreau să spun că au fost făcuți pași, încă o dată mă repet, au fost făcuți pași concreți pe partea Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Agenției de Mediu, însă este dificil să apreciem funcționalitatea sau impactul acestor acțiuni decât din intervievarea agenților economici, iar agenții economici
nu sunt neapărat mulțumiți de activitatea acestor două instituții, mai ales la capitolul integritate. În același timp avem instituțiile subordonate, Agenția Moldovei, Agenția Apele Moldovei, Agenția Moldsilva, care nu au făcut nimic pentru a își capacita personalul, pentru a-și crea un cadru de integritate și anticorupție în instituție. La ce am mai vrut să mai atrag atenția aici, în special la rezultatul numărul 1, ține de aprobarea unei proceduri ce ține de de colectarea informațiilor veridice și de adoptarea sau prezentarea probelor în judecată. Aici noi este un proces destul de complicat, este vorba de o instrucțiune și o metodologie extrem de complicată, iar după cum s-a recunoscut în proiectele anuale de implementare, pe alocuri lipsește capacitatea, lipsește finanțarea și instituțiile sunt extrem de afectate de fluctuația cadrelor. Dacă este să vorbim de ultima prioritate, ridicarea nivelului de transparență decizională a autorităților de mediu și asigurarea accesului la informația de mediu, aici trei rezultate ar fi trebuit să contribuie la realizarea acestei priorități și, din păcate, pentru două dintre cele trei rezultate a fost un regres semnificativ, iar pentru unul din rezultate un regres moderat. Și aici discutăm despre faptul că au fost prevăzute cinci acțiuni pentru această prioritate și ele țineau de cadrul normativ privind asigurarea transparenței în activitatea instituțiilor de mediu aprobat și implementat, instrumente și tehnologii privind colectarea, stocarea și diseminarea datelor și informației de mediu elaborate și aplicate, instrumente de implicare a societății civile, a mediului academic și de afaceri în procesul decizional care trebuiau implementate. Și din câte vedeți, cinci din cinci acțiuni nu au fost realizate. Păi, dacă este să ne referim pe partea de cadrul legal ce ține de transparență. Cadrul legal actual este unul suficient de clar și permisiv, dar care nu este respectat în întregime sau deloc de toate instituțiile de mediu. Din păcate, niciuna din acțiunile de mediu care era vizată și ar fi trebuit să, prin acțiunile sale, să ducă la creșterea gradului de transparență și responsabilizarea instituțiilor de mediu, nu au fost îndeplinite. În aceste condiții, există riscuri majore de corupere, de materializare a riscurilor de corupție specificate sectorului, traficul de influență, corupere pasivă și activă, influența necorespunzătoare. Și aici vreau să spun că acest plan anticorupție a descris un care ar trebui să fie informația minimă care ar fi putut să îmbunătățească transparența la nivel transparența decizională. În schimb, în locul aprobării unor măsuri ce țineau de publicarea tuturor datelor financiare de mediu, pe publicarea planurilor de activitate, pe publicarea impactelor, analizelor de impact a mediului, de planurilor de publicare a activității de mediu. Și activitatea de mediu nu ține doar de instituție, dar ține și de activitatea agenților economici într-un anumit domeniu economic de mediu. Acest lucru nu a fost realizat. Eu vreau să spun că, deși există informație, toată această informație de fapt există la nivel instituțional, dar 70% din aceasta este pe suport de hârtie sau este într-un format
care nu este editabil și care nu poate să fie utilizat decât după o prelucrare a datelor extrem de extinsă. Acum, în ceea ce privește rezultatul numărul 2, acesta este una din principalele acțiuni care ar putea să genereze schimbări majore în sensul asigurării nu doar a informării, dar și a participării. Cu un alt impact de corupție era crearea sistemului integrat informațional de mediu. Această acțiune nu a fost realizată, deși la începutul anului 2019 acest concept cadru a fost remis repetat către Cancelarea de Stat de către MIADRM și expediat spre avizarea instituțiilor de resort. Acesta nici măcar nu a depășit etapa de concept, a primit un aviz negativ din partea instituțiilor de mediu, dar și al ministerelor de resort. Unde suntem la acest capitol, unde suntem astăzi la acest capitol, noi nu știm. Și acum, dacă este să discutăm despre rezultatul 2, unde a fost înregistrat un regres moderat, dar și în faptul că atunci când discutăm despre transparența sectorului, discutăm neapărat și despre dezvăluirea periodică a datelor din industria extractivă. Să spunem așa, doar publicarea datelor are o utilitate destul de mică fără conștientizarea publicului. Iar una din cerințele pentru actorii guvernamentali din acest plan este să contribuie la înțelegerea și la școlarizarea datelor despre mediu. Pentru că mai apoi ele se poate să fie utilizate în dezbaterile publice despre modul în care veniturile din resursele de mediu pot să fie utilizate în mod eficient. Din păcate, nu au existat decât eforturi parțiale. Da, există. Trebuie să recunosc că există grupuri de lucru care se constituie ad hoc pe anumite probleme de mediu. La fel, există grupuri de lucru dedicate aceluiași fond ecologic național. Însă, în ultimii 2 ani, aceste grupuri de lucru nu au fost întrunite. La fel, în ultimii 2 ani, a fost limitată participarea fie actorilor din sectorul asociativ, fie că e vorba de societatea civilă sau sectorul de business, fie a unor instituții. Câteodată se creează impresia că totuși cheia implementării oricărui plan este să fie o comunicare, să există o comunicare bună la nivel interinstituțional și să existe un leadership al acestor acțiuni și schimbări care ar trebui să aibă loc la nivel de MIADRM și instituții de mediu subordonate. Acestea fiind spuse, pe scurt, dacă este să vorbim despre principalele constrângeri care au subminat implementarea planului. În primul rând este vorba de instabilitatea politică, care a implicat schimbarea 3 guverne, a tergiversat adoptarea mai multor acte normative și să nu uităm despre reforma administrativă a administrației publice centrale din 2017, care a creat pe alocuri un haos instituțional și care nu a delimitat responsabilitățile foarte clar. A doua constrângere este deprioritizarea obiectelor de mediu pe agenda politică și retrogradarea acestora în ierarhia de priorități, mai ales în condițiile în care și acest lucru nu ține doar de perioada de implementare a planului, dar deprioritizarea obiectivelor de mediu este caracteristică ultimelor decenii activității guvernamentale la noi în țară. Dacă este să vorbim despre alte constrângeri, după cum am spus, comunicare și coordonare eficientă dintre instituțiile de mediu,
și a sectorului în general, subestimarea constantă a importanței instituțiilor de mediu în întreaga ierarhie a instituțiilor publice din țară, capacitatea instituțională limitată în paralel cu leadership-ul scăzut al autorităților de mediu, o funcționare proastă a principalului instrument economic de mediu, Fondul Ecologic Național, din cauza administrării netransparente și ineficiente a resurselor alocate pe criterii clientelare, criterii politice. Și una din cele mai importante este vorba de subfinanțarea constantă a instituțiilor responsabile de exercitarea controlului de stat de mediu, care a avut ca rezultat reducerea resurselor umane calificate, a capacității tehnice ale acestor instituții, în special laboratorul de referință al Agenției de Mediu și Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Aici eu am rămas uimită de faptul că o instituție care își argumentează foarte bine că noi avem nevoie de o flotilă mecanică adaptată cerințelor noastre, că este nevoie de tot instrumentarul de control a prejudiciului, că este nevoie de training-uri specializate la acest subiect. Și fac o argumentare bugetară extrem de bună pe partea de necesități, ele dispar undeva la etapa de elaborare a bugetului, fie la etapa de strategie sectorială în cadrul de bugetar pe termen mediu, aceste priorități dispar, fie după ele dispar la o etapă mai târzie în cadrul consultărilor cu Ministerul Finanțelor, însă în documentele pe care le-am văzut eu trimise către Ministerul Finanțelor nu există argumentările sau lipsesc argumentările de necesitate atât de bine formulate în documentele de buget instituționale. Așa. Acum am mai discutat un pic și mai sus riscurile de corupție în cazul neîndeplinirii acestui plan de integritate sau în cazul perpetuării situației în acest sector. Noi avem sau ne vom ciocni cu 7 riscuri de corupție care ar putea să fie abuzul de serviciu, depășirea atribuțiilor de serviciu, conflictele de interese și sau favoritism, coruperea pasivă, coruperea activă, exercitarea influenței necorespunzătoare și traficul de influență. Dar fiind faptul că acest plan nu a reușit să își îndeplinească principalele activități, acțiuni și rezultate, sectorul de mediu nu a devenit mai integru, nu a devenit mai responsabil, nici mai transparent, dar, din păcate, nici mai rezilient față de riscurile de corupție. Avem anumite progrese la nivelul cadrului normativ, dar s-au perpetuat, iar pe locuri s-au accentuat problemele ce țin de capacitatea instituțională și umană a instituțiilor de mediu, fapt care de facto a subminat procesele de fortificare a cadrului normativ și ulterior aplicarea acestuia în practică. Dacă este să ne... Acum că am discutat despre toate acestea, principalele recomandări care pot să fie formulate în baza evaluării țin de integrarea obiectivelor anticorupție în o nouă strategie sectorială de mediu. Actuala strategie de mediu expiră în 2023, dar și până la expirarea acestei ar putea să fie integrate prin amendarea strategiei existente. Iar în cazul în care nu va fi făcută, acest subiect nu trebuie cumva lăsat iarăși în culisele guvernamentale. Avem nevoie totuși de priorități specifice anticorupție. Atunci când discutăm despre asigurarea transparenței, deschiderea datelor, ele pot să fie dezvoltate în cadrul unor programe bugetare care să fie acoperite la nivel de CBTM sau nivel de buget de stat, dar transparența și deschiderea datelor, asigurarea participării și implicării este o precondiție de asigurare a
obiectivelor anticorupție, de realizare a obiectivelor anticorupție. Iar transparența costă. Pentru acest lucru, noi ar trebui foarte bine să înțelegem că va trebui să plătim bani, iar acești bani trebuie planificați și incluși în documentele de buget anuale. La fel este necesar să excludem practicile clientelare și coruptibile la distribuția resurselor bugetare pentru asigurarea obiectivelor de mediu. Acesta ține, în primul rând, de Fondul Ecologic Național, iar acesta are nevoie de o reformare extremă, o reformare totală, pentru că în acest moment el este unul deficient, nu asigură transparența decizională, transparența financiară, are un ciclu defectuos de management de proiect și nu corespunde, de fapt, practicilor internaționale. Dacă este să vorbim despre dezvoltarea unui program de gestiune și de deschidere a datelor de mediu, este o activitate care costă și poate să fie asigurată doar dacă există voință politică, capacitate instituțională și o presiune potrivită din partea societății civile. Eu cred că acest lucru este posibil mai ales în condițiile în care deja avem lecții învățate pe care putem să le implementăm la acest capitol. Există necesitatea unor acțiuni drastice și urgente în toate subdomeniile din sectorul de mediu, în condițiile acutizării calității indicatorilor de mediu și vulnerabilitatea membrilor societății față de schimbările climaterice extreme, tot mai frecvente și mai agresive în ultimii ani. Acum, dacă este să discutăm despre platformă, despre participare în special, este totuși necesar ca Ministerul Mediului să stabilească o platformă de dialog interinstituțional, care ar permite identificarea priorităților de mediu, anticorupție, care ar putea să fie susținută, de ce nu, și cu suportul donatorilor, pentru a asigura sinergia, dar și pentru a evita suprapunerea suportului pe acest domeniu dintre alte priorități și proiecte, inclusiv și cele cu suportul bugetului de stat. La fel, Ministerul Mediului ar trebui să își asume rolul de leadership în asigurarea coordonării proiectelor donatorilor în domeniul mediului și îmbunătățirea cooperării interinstituționale a tuturor entităților vizate în acest domeniu. Ultima și cred că cea mai complicată, există necesitatea unei evaluări integrale a funcționalității instituțiilor din sectorul de mediu pentru a realiza o reformă veritabilă, având în vedere sensibilitatea subiectului, complexitatea actorilor sau cadrului de cooperare dintre actori privați, actori, instituțiile de stat, instituțiile de mediu și având în vedere protecția acestuia, utilizarea durabilă a resurselor naturale în contextul schimbărilor climaterice și, de ce nu, asigurarea unui venit potrivit riscurilor asumate în acest sector. Vă mulțumesc mult pentru că m-ați ascultat până acum. Asta este totul din partea mea. Putem să trecem la partea de întrebări și răspunsuri. Mulțumesc, Tatiana. Eu aș vrea să menționez că raportul este disponibil pe site-ul PNUD Moldova. Îl vom publica și noi pe site-ul Expert Group, deci veți putea consulta toate aceste detalii. Și ne puteți adresa întrebări fie verbal online, fie în chat. La fel vom citi întrebările din chat. Deci vă rugăm să acum să deschidem panelul pentru întrebări și discuții. Cine dorește să intervină, vă rugăm. Înainte de a da curs
întrebărilor, avem un comentariu din partea domnului Dorin Poverjuc. Domnul este directorul secției audit intern de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Dumnealui, atunci când am discutat despre integritatea funcționarilor și asigurarea capacitării acestora, dumnealui a spus că în același timp, pe parcursul anului 2021, niciun agent economic nu s-a adresat la linia anticorupție referitor la denunțarea cazurilor de corupere. Dacă este cineva de la CNA care ar putea să ne spună dacă acest lucru este adevărat sau nu, dar în același timp, domnule Poverjuc, cred că o să fiți de acord cu mine când vom dacă vom discuta despre faptul că oricare din măsurile de contravenție pe care inspectorii dumneavoastră le-ar fi aplicat, ele sunt mult mai permisive, ele sunt destul de permisive pentru contravenienți și nu îi descurajează pentru practicile ulterioare. În același timp, atâta timp cât poți plăti această măsură de contravenție destul de ieftin, nu prea ai de ce să te plângi pentru a denunța anumite cazuri. Da, bună ziua! Eu sunt Dorin Poverjuc. Deci, într-adevăr, în majoritatea cazurilor, amenda e mai mică, dar și prejudiciu totuși. Probabil ar fi posibilitatea de a opta vis-a-vis de stabilirea unor amenzi mai drastice în vederea, măcar la unele capitole din codul contravențional, ce țin de infracțiunile de mediu. Cu atât mai mult, într-un punct de vedere, ar fi oportun și la codul penal de făcut niște ajustări. Deci, poate preluăm o practică a românilor vis-a-vis chiar și de pescuitul ilicit. Deci, dacă la noi pentru o undiță electrică e o amendă contravențională, la partea română e deja dosar penal. Deci, asta e situația. Mersi. Vă mulțumesc mult. Mersi. Dacă sunt alți doritori să intervină cu întrebări sau comentarii. Bună ziua! Dacă îmi permiteți, eu sunt Ana Cazacu și sunt consultant juridic în cadrul Asociației Obștești EcoContact. Vreau să vă mulțumesc pentru raportul elaborat. Deci, după cum am sesizat, raportul, noutatea acestui raport este, de fapt, analiza situației din domeniul mediului din perspectiva obiectivelor de dezvoltare durabilă. Și vreau să menționez faptul că aș fi vrut să văd în acest raport recomandări exprese, concrete, în sensul că dacă intenționăm să utilizăm acest raport pentru îmbunătățirea situației din domeniul respectiv, cred că ar fi necesar să avem recomandări exprese ca autoritățile să poată să le implementeze și respectiv să le aplice sau să aibă un temei ca să facă acele acțiuni, să zic, de reformă pentru îmbunătățirea situației. Iar de ce zic acest lucru? Deoarece presupun că, sau din experiența pe care am avut-o până acum, recomandările generale de multe ori ele nu sunt luate, să zic așa, de luate în considerație la modul serios. Totodată am observat în textul raportului utilizarea englezismelor. Noi am recomanda, dacă este posibil, ajustarea acestor situații, deoarece conform tehnicii legislative nu este corect utilizarea altor noțiuni și să admitem că acest raport va fi citit și de persoane care nu cunosc sau nu posedă atât de bine limba engleză ca să înțeleagă care este sensul recomandărilor și informații care este indicată în acest raport. În rest,
Într-adevăr, raportul reflectă situația care există pe domeniul respectiv și reflectă și problemele care există în domeniu și este necesar ca să depunem efort comun ca să soluționăm aceste situații. Vă mulțumesc mult, aceasta a fost intervenția mea. Mersi. Da, mersi mult. Noi, scopul raportului a fost să evaluăm planul și nu să venim cu recomandări foarte așa tehnice, dar noi venim cu recomandări care ies din principalele concluzii din raport. Deși, da, cum am spus, scopul era totul altul. Și referitor la englezisme, nici nu știu dacă vă referiți la englezisme de genul ownership, nu cred că un asemenea englezism poate să afecteze nivelul de înțelegere a cititorului privire la semnificația recomandărilor. Deci ownership e ownership, nici nu știu cum ar fi în română, ar fi o traducere... Este asumare responsabilității. Da. Sau drept de autor, proprietar. Da. Sunt unele englezisme care oricum sunt parte a limbii române deja. Chiar nu cred că este o problemă, de fapt. Dar bine, mersi mult pentru comentarii. Tatiana, dacă ai tu careva... Ana, pe partea de recomandări extrem de înguste. După cum a spus și Adrian, nu a fost scopul acestui raport, însă noi ne-am permis pe anumite domenii, în special parte de revizuire a cadrului general de activitatea Fondului Ecologic Național, să venim cu o descriere a situației în detaliu și cu recomandări destul de înguste la acest capitol. La fel, pe partea de transparență, în virtutea altor rapoarte elaborate, nu am făcut decât trimiteri la aceste recomandări, la fel foarte înguste pentru domeniu. După cum am zis, revizuirea sau includerea acestor obiective de anticorupție din perspectiva asigurării unor necesități transversale, ca deschiderea informației, asigurarea transparenței, participării în domeniu, ar rezulta după aceasta în recomandări foarte înguste. Dar noi am văzut că în planul anticorupție au fost și recomandări, au fost acțiuni cu caracter obligatoriu, foarte și foarte clare, care nu au fost, din păcate, realizate. Dar să sperăm că acest lucru va fi, sau viziunea guvernului asupra domeniului se va schimba în următorii ani. Da, mersi mult, colegi, dacă sunt alte comentarii, vă rugăm. Fie în chat puteți adresa, fie verbal. Deci, cum am și menționat, raportul găsiți pe site-ul PNUD și site-ul Expert Group. Eventual, dacă veți avea întrebări, noi suntem deschiși să răspundem la întrebări și după eveniment, prin e-mail, deci suntem la legătură și după eveniment, dar da, dacă fac un ultim apel, dacă sunt doritori să intervină, vă rugăm. Deci dacă nu sunt doritori, vă mulțumim mult pentru participarea la acest eveniment. Deci, dacă doriți mai multe detalii în raport, veți găsi detalii adiționale și eu mă repet, suntem dispuși după eveniment să răspundem la eventuale întrebări sau să discutăm eventuale acțiuni de follow-up, pardon, de englezism,
acțiuni de continuare acestui efort de monitorizare în domeniul mediului, deoarece, așa cum am spus de la bun început, în domeniul mediului există încă spațiu pentru acțiuni anticorupție, având în vedere că vulnerabilitățile din acest sector nu au fost eliminate pe parcursul ultimelor ani. Și cred că eforturile în acest sens trebuie să continue, inclusiv cu suportul societății civile. Vă mulțumim foarte mult, mulțumim și traducătorilor și suntem la legătură și în continuare vă urăm o zi bună.